Bianca, ce este cu tine? Ești supărată? Da. Simt ceea ce simt față de el și acum înțeleg pe Jador ceea ce simte când vede. Dacă tu nu le înțelegi, luptă. Luptă să faci lumină. Îmi pare așa de rău că nu pot să vorbesc. Cred că e frică de Roxana. Îl iubești pe Iancu, doamne. Tu vorbești cu Iancu în afara acestei emisiuni? Da. Nu, dă-mă, fata, dacă ești mecheră și vrei să-l iei. Ia de lângă mine, ia să te fă călie. Ce faci, Alex? Ești supărat? Da. Nu ești supărat că se distrează aici Simina cu Jador? Eu când tu îmi ziceai că vrei să ne cunoaștem și așa, eu despre cine vorbeam? Când te sunați Jador, închide-și. Poate-ți faci și așa. Cu zănoaga asta, cred că cel puțin 2 ore la ușă să le vadă, da, pe fetele alea. Și da, dacă minți să... Nu m-aș face pe neplângând că vrea să stea cu fetele de aici, le-ai luat tu. N-a stat cu alea, dar el ți-a luat ție iubita. Eu ți-am luat iubita, nu știu cum faci. Ai luat-o, bravo. Tu poți să iei înapoi? Iancu, i-ai dat speranțe Biancăi? Da. Eu cred că i-am dat odată un trandafir. Visează, trandafir. Iancu, te-ai sărutat cu Bianca? S-au pupat cu Bianca. Dea, înțeleg că tu ai văzut niște mesaje între ele. Da, eu am văzut niște mesaje, dar eu nu voi dezvălui conținutul acelor mesaje niciodată, decât dacă vrea ea să o facă, pentru că este intimitatea ei. Mă, fată, tu ești înaptă? Bă, da, tacă-ți gura aia, nu poți să vorbești. Mai băga! Dar-ți place de mine? Lasă-mă, zici frate, că... dacă eu vorbesc cu el, ce-ți placă la tine? Nu vezi cum arăți? Ce-ți placă la tine? Uite-te puțin, dacă îți dau machiajul la jos de pe față, ești Morticia. Nu este pentru concurs care face cuplu primul, trebuie să faci exact ceea ce simți. Iar exact, eu am văzut că tu simțeai ceva pentru Ana Bogdan și nu ai lăsat frâul liber sentimentelor tale. Dacă atunci făceam ce simțeam eu și mă axam doar pe ea sau așa, probabil toată lumea ar fi spus, doamne, cum poți să uiți așa de pe Roxana? Nu trebuie să refuze de lume. Tu te-ai Bogdan, ce crede și ce zice lumea. Dar asta e problema voastră. Tu trebuia să faci ce simți tu. Am făcut păi ce am cât simțit, ești aici, dar mă interesa și de ea, frate, și nu voiam să creadă nici ea că... Stai cu ei în casă și când dă unul sare și celălalt și au început sară toți pe tine că nu vă potriviți, că sunteți urâți, că-l vreau eu pe ăla, că nu vă stă bine și mai departe. L-a spus vorba asta, domne, că ce te interesează vorba lumii, toți îți spun, toți, ce te interesează, fă ce simți. Și când ai făcut ce ai simțit, te taxează imediat, abia așteaptă să treacă timpul să-ți bagi. Trebuie să-i trebuie să te taxează ei. Ce treabă ai tu cu ce zic ăștia din casă? Nu este așa, că te-a afectat, Roxana, că stai printre ei. A, dar eu nu știu de 7 luni când le-am bubuit. Da, și încerc să-mi arăt că mă afectează, dar mă desprânțuiesc afară, mă întorc înapoi. Asta a făcut ce am simțit. Trebuie să gen să nu fac nici pe ea să creadă că gata, am trecut imediat peste și să-i fac și să-i dau ședințeles că-mi place, dar nu pot să mă grăbesc. Nu, dar toți aveți aceeași părere, dar niciuna vă spuneți. Așa. Ați avut toate aceeași... Nu trec! Dar ea mi-a spus. Nu trec! Că Roxana... Dar mi-a spus Simina, măi, direct. Cu bocanul lui ochi, nu te iubesc, nu ține la el, nu-ți bate joc de el, nu... Bă, eu stăteam cu ea în cameră și eu din ce am stat cu ea, eu știam și vedeam că vorbim la ochi ca ține. Frate, ați avut toate aceeași părere și Simina, acum dacă zice că n-am părerea asta... Dar e vorba că i-a spus că a greșit în momentul care ea s-a bucat cu altul. Da, aia am zis. Iubi, fata să aia? Știi că nici eu nu știu de când suntem împreună. Iubi, dar tu ce înseamnă că nu m-a făcut? Da, te ador. Și da, nici la mocanul nu știam. Ha, pa. Asta-i bine. Cred că știu eu și nu știți voi doi. Dacă cred că eu știu eu și nu știți voi doi. Deci pentru mine nu contează, da, da, contează cum suntem noi, iubirea mea. E, Bobiciuiu, ne ține în evidența. Ce? Ne ține Bob în evidența, știu eu. Te love you, pa. Pa, pa, pa. Adică asta am zis și ei. Mă, să țip. Că am încheiat să țip. Eu n-am cum să zic că n-am ținut față. Eu eram cu ea în cameră, că mereu sunam, mereu dădea mesaje. Adică n-am cum să zic chestia asta. Dacă nu-ți pasă, frate, nu-l mai sun. Ea non-stop. Mergea cu ea la fel. Cu mocanu. În cameră la fel. De asta n-am cum să spun că nu a ținut. Nu știu dacă l-a iubit, îți dai seama, dar... Ceva a fost. Uf, cum să nu știm o data? Deci nu, a fost foarte complicat. Da, data expirării. Gata, intri.
Da, bine. Nenorocit cu întrebarea. Cine se înrăise? El, Adrian și Rafa. Ludeia i-a plăcut. Dacă nu știu ce zicea producții, știu dată expirării. Ai auzit? Ludeia i-a plăcut când ai zis intri în Ale! Da. Mi-e dor. L-ai trezit. Dar nu dor, stau așa. Serios? Da. Bine. Trebuie să-i dai pedeapsă. Mă, sunt nervoase, băi, de rău. Ce? Nu zic. Au, nu zic. Cu Iancu? Da. Da? Da. Îmi zic ce ar trebui să faci, nu ce fac eu, da? Ce? Să-i arăți, eu ție-ți place de el. Gen. Dar să nu fii disperată, gen, să faci mici gesturi, știi? Dar nici nu pot să fiu disperat, pentru că nu-i... Nu e el, nu, așa, că de obicei pari, gen, pari fără să vrei. Da, așa e. Se mai întâmplă uneori. Veni pentru cineva? Da. Și acum întrebarea numărul 2. Păi stai, ai vrut să-ți răspund la o întrebare, ți-am răspuns. Cu ce inițial începe numele lui? Cu tine. Hai mă, lasă, Caterina. De ce râzi? Serios, dacă m-am întors pentru tine, ce părere ai? Dar nu te-ai întors pentru mine. Dar de ce crezi tu treaba? Pentru că noi doi, dacă am fi vrut să fim împreună, puteam fi și afară de ea. Da? Și spune-mi pentru cine ai venit. Că eu simt că ai venit pentru cineva, dar... Dar simt eu că... Nu, tu nu vrei să accepti realitatea, așa e. De? Sunt dezamăgită că nu mai vreau să mai simt. De bărbați în general? Nu, așa, de situații, știi? Nu mai vreau să mai simt. De femei în general. Eu nu pot să bag cu toată lumea la aceeași categorie. Eu sincer sunt. Eu vreau să nu mai simt. Adică n-am întâlnit o fată până acum, ok. Doar pentru mine, bă. Doar pentru mine, bă. Ce? Nu mă place de Jador? Mai nebunit, ce ai cu Jador? Am văzut schimbul de priviri, dansul, îmbrățișări. Eu nu aveam absolut nimic cu Jador, nici înainte. Cu toate că el tot zicea trădătoare, până m-a luat nervi odată cu el și am zis gata, stop, că eu nu te mai rezist, la revedere. Așa, și... După aceea, el făcea, a încercat și a făcut strategii gală de gală, știi, să mă scoate pe mine, pentru că eu am avut o râcă cu el în parcare. El încerca să bage strâmbe între mine și Bianca, spunând... Jador să bage strâmbe? Serios, ce ai? Păi, dar mie nu mi-a venit să cred față de cum îl știu eu pe el în emisiune și cum l-am văzut în parcare, mie nu mi-a venit să cred. Și spunea, hai, spune, ce ziceai tu despre Bianca? Ce ziceai tu despre Bianca? Păi chiar vorbeți urta asta. Deci când a văzut că nu-i merge cu mine să mă îmbârlige pe mine la Bianca, m-a luat pe mine să o îmbârlige pe Bianca. Ce trebuie cum ai făcut ce simte leșinată asta? Câteodată zici că ea și apărarea, și dar nu doar în general, și la fete, la băieți, știi? Că ea nu vrea să supere nimeni, dar ea să nu mai fie așa fată. Pentru că făcând asta și nu doar cu asta, cu oricine ar fi așa. Da, el nu se simte ca și într-o competiție aici. El crede că suntem acasă, toți suntem o familie, da, prieteni. Exact. Asta e. El nu-și dă seama că aici fiecare pentru el. Păi nu. Și prietenile astea de fațadă. Păi cu toți. Dacă mă votați, nu mă supărez, dar cred că... Da, da, el nu-și dă seama că nu toți gândesc ca el și că prietenile aici sunt de fațadă, știi? Da. Mă dau prieten cu tine ca să mă pun bine, că văd că ai bun simț, nu zici nimica. Știa, nu? Vine și în pacă. Ce? Păi interesează pe ea, mă... Nu mă interesează. Vezi? Ce este tipa ce, mă? Mocan. Dar lasă-mă, mocan. Mie-mi place de mocan de tine, falsule. Bă, mă, mă râd cu Roxana ta. Ce Roxana, mă? Ce Roxana? Bă, o votez în gale. Nu te vă falsă. Îmi strici rujul, măi, porcule. Drag și eu tot. Acum aș pe mine că sunt curată. Nu, dar știți că nu pot sta în picioare. Nu mai am nici vlog, nu mai am putere nimic. Ce faci, mă, ce pun înapoi? Supărată. Ce vrei, fată, tu? De ce pune asta mai puțin? Păi, n-are voi! Geloasă! I never dreamed that I was somebody like you. Marinelu! Fată, ți-o chiar îți place de el, lasă-l în pace. Îți place, nu? Da. El nu se mai încredere în nimeni, doar în el și atât. Păi, logic.
până se arde odată, știi? Păi tocmai, cred că nu s-a ars încă și de-aia o să el trebuie să te înțeleagă pe tine că tu ești așa vulcanică, că tu aici în emisiune ai pus o grămadă de lucruri. Tocmai că am trecut prin toate și știu și încerc să-l văd de bine. Nici de cum că vreau să-mi deportez de cineva sau nu știu, nu. Sau să-l faci să-i certe sau ceva. Sau să-l faci, da, să-l certe, nu. Sunt supărat. Zi-mă ce e acum, serios, fără Caterin, dar ce este ăla? Iancu? Da. Lasă-mă, că ce tu ai pus deoparte, dacă e să fiu, să fii, îți promit. Da, dar vreau să-mi treacă o dată, frate. Păi nu o să-ți treacă, o să, eu cred că o să fie alt deznodământ. Ce? O să fie alt deznodământ, eu așa presimt. Presimți tu? Și știi la ce deznodământ mă refer, nu? Mm. Și tu știi că ești, dar te minți așa singur, că știi cum o să termini toată treaba asta. Știi? Zi! Știi! Vino aici! Zi la ureche! Îmi zici la ureche? Nu. Haide. Nu. Că el ne-a văzut niciodată pe noi două, gen când ne-am jignit sau astea, știi? Când eram vreo să încercăm vreo așa să mă jignească, ca să-mi ia apărarea, vezi, Doamne. Dar nu contează că ea, oricine ar fi, trebuie să-mi iei până la urmă. Eu am zis că da, mă descurc eu singură. Dar arată și tu că ești până la urmă iubitul meu și că te interesează persoana mea și că ar ca fi cazul să reacționezi. Până la urmă. Da, trebuie să-mi iei mai sigur pe el. Ce faci, Alex? Ești supărat? Da. Nu ești supărat că se distrează aici Simina cu Jador? Eu când tu ziceai că vrei să ne cunoaștem și așa, eu despre cine vorbeam? Când te suna Jador, închide-și. Poate să faci și așa. Cu zănoaga asta, cred că cel puțin două ore la ușă să le vadă, da, pe fetele alea. Și da, dacă minți să... Cu... Așa pe neplângând că vrea să stea cu fetele de aici, le-ai luat tu. N-a stat cu alea, dar el ți-a luat ție iubita! Eu ți-am luat iubita, nu știu cum faci. Ai luat-o, bravo! Tu poți să iei înapoi? Iancu! I-ai dat speranțe Biancăi? Da. Eu cred că i-am dat odată un trandafir. Visează, trandafir. Iancu! Te-ai sărutat cu Bianca? S-au pupat cu Bianca! Dea, înțeleg că tu ai văzut niște mesaje între ele. Da, eu am văzut niște mesaje, dar eu nu voi dezvălui conținutul acelor mesaje niciodată, decât dacă vrea ea să o facă, pentru că este intimitatea ei. Mă, fată, tu ești înaptă? Bă, da, tacă-ți gura aia, nu poți să vorbești. Și nu te mai băga! Dar îți place de mine? Lasă-mă, zici frate, că... dacă eu vorbesc cu el, ce îți placă la tine? Nu vezi cum arăți? Ce îți placă la tine? Uite-te puțin, dacă îți dau machiajul la jos de pe față, ești morticia.